Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Counter-Strike Global Offensive Top 5 Plays of the Week. Am primit foarte multe videoclipuri și vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis videoclipurile. Le-am văzut pe toate și am ales 5 dintre ele cele mai bune. De asemenea, vreau să precizez că cam toate videoclipurile sunt dinainte de update. Deci veți vedea oameni mișcându-se în continuare cu viteză când au scopul dat la AWP și de asemenea tagging-ul de la P90 o să fie la fel de mare ca cum era înainte. Și vreau să spun ceva. Da, o să vorbim mai târziu în videoclip și despre noul update și ce s-a mai schimbat. Însă acum să trecem la top. Pe locul 5 îl avem pe Splaxy, care după câte vedem a rămas 1 vs 5 cu AWP-ul în bază. 1 vs 4. Încă unul mai se bagă peste el. 1 vs 3, foarte frumos acel flick. Acum chiar are o șansă, poate el se gândește să salveze, dar acum 1 vs 3. Mai ales că cei trei sunt secați, chiar are o șansă, din câte văd are și Tecnoa la el. Deci are șanse mari la cât de OP este Tecnoa. E nu chiar mare, e 1 vs 3 totuși. Să vedem cum va continua, a mers pe lung. Interesantă idee. Unul este în site. Omoară fantastic 1 vs 2 acum. Face puțin fake acolo, dar nu s-a băgat peste el. 1 vs 2 de 1 vs 5. Foarte bine acolo, foarte calm a stat ca să-l omoare pe ăla. 1 vs 1 pentru Ace. Splaxy reușește. Foarte frumos, felicitări. Mai departe, pe locul 3, îl avem pe Vlad cu un singur 5-7 împotriva 5 teroriști care au cumpărat arme. Au omorât unul, s-au mai rămas 4 și va avea o misiune foarte grea, mai ales că au uitat în site și de la Tero. Se uită în spate, așa fac și eu uneori, țin și spatele se lume de acolo. Mai omoară unul, celălalt de-a teroristcă și îl omoară și pe el. Foarte bine acolo, 1 vs 2 doar acum. Se uită din nou pe lung. Cel din spate în sfârșit a venit. Însă a ratat vreo 10 gloanțe și Vlad, incredibil, îi omoară pe toți. Felicitări, frumoasă rundă. Pe locul 2 îl avem pe Glenn cu AWP-ul în B. Haideți ce se întâmplă, cei de atâta aparent vor să dea raș. Glenn cu o linie fantastică, unul în dreapta, flick fantastic și pe el. Au mai rasort de la Tero, ratează primul glonț, îl omoară și pe el. Și Glenn dă ace-ul în doar maxim 15 secunde. Aceasta este secțiunea de mențiuni onorabile. În continuare veți vedea videoclipurile care au fost și ele foarte bune, însă nu au prins top 5. Aici îl avem pe Danis OK și această rundă mi s-a părut reprezentativă pentru matchmaking-ul cu Bruș mai ales, așa că nu o să comentez peste ea. O, gospode, că răstriel, că... cum aș de cum pustiți? Shift. Hammer.
nice. Window! No! Oh, господи, nice! Господи... So I said, no, 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 it was supposed to be my friends. I killed, what did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're falling. No, it was supposed to be my friends. I killed, what did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're falling. Acum urmează locul întâi și acesta este câștigat de VTN. Felicitări!
În acest bonus o să vorbim despre noile update-uri pe care Volvo le-a făcut pe data 3 august, aprilie, nu știu lunile, pe data 3 aprilie. În primul rând au scos operațiunea Vanguard, trebuie să vină una nouă imediat. Dacă v-aș da din punct de vedere al marketului un sfat, să nu cumpărați nimic acum, pentru că odată ce noua operațiune va ieși, toate lucrurile vor scădea în preț cu vreo 2 euro, sau chiar ce mai mult, de exemplu, cuțitele vor scădea cu vreo 10 euro, deci veți putea să cumpărați atunci la prețuri mult mai mici. Și dacă vreți să vindeți acum ceva, dacă nu aveți bani de operațiunea următoare, vindeți-le acum, nu în ziua în care va apărea operațiunea, pentru că atunci o să fie foarte ieftine. Trina a fost adusă la Active Duty. Este ok, mai are de lucrat ceva la ea, însă îmi place cum arată Train și chiar e puțin, destul de echilibrată. Cei de la Tero pot juca chiar foarte bine pe ea, mai ales la rampe acolo. Nu chiar a fost scoasă, sper că, adică cu siguranță nu că sper, va fi doar pentru că era prea cât sided. Sper să o facă mai frumoasă și să o readucă în Active Duty Pool. Bănuiesc că ar fi mai T-sided dacă afară, știți, afară. Mainul ar fi deschis în amândouă părțile, ai putea să intri și pe acolo prin spate, pe sub munte. Așa văzusem o propunere care mi-a plăcut și mie. Smoke-urile a devenit puțin mai bune, bla bla, nu-mi pasă asta. O să revin la chestiile importante. Tagging-ul. Acum contează mai puțin ce armă porți. Înainte, de exemplu, dacă aveai pistol și cineva trăgea cu AK-ul în tine, tot puteai să te miști lejer pentru că tu aveai pistol în mână. Acum contează și cu ce trage în tine, de exemplu dacă trage cu pistol în tine și tu ai AK, te miști destul de repede, dar dacă trage cu M4 în tine și tu ai AK, te miști mai greu, ceea ce îmi place, așa trebuia să fie de la început, cum era în 1.6. Prețul la M4 1 Silencer crescut cu 100, e ok, zic că așa, e bine până la urmă. Tecno, mai mică distanța, mai mic damage de la distanță. E ok, știți, trebuia să fie ceva, a fost schimbat și la 24 de gloanțe prima, de-aia nu influențează foarte mult. Însă, Tecno n-a fost nerfat foarte rău, puteți juca continuare foarte bine cu el. Urmează două lucruri foarte importante acum. Armele mici, hai să intrăm și noi pe o hartă ceva. Armele mici, asta e destul de tare, vă abonați la ea la workshop și intrați de aici pe ea. Armele mici precum MP9 și celelalte au fost făcute mai bune. Acum, de exemplu, am jucat eu cu MP7. Este fantastic arma aia la Echo. Este chiar un nerf al Echo-ului și al Tecno-ului prin faptul că armele astea precum MP7, MP9 au fost făcute mai bune. Și acum, deci, de exemplu, înainte dacă aveai MP7 și venea unul cu Tecno-ul pe tine, erai distrus, n-aveai nicio șansă. Acum ai șansa să-l bați cu MP7 vs. Tecno, ai șansa mai mare ca el totuși. Și asta e foarte important. Chiar consider că e o chestie foarte interesantă. Și nu în ultimul rând, poate cel mai important și ceea ce multă lume critică, AWP-ul, când ai scopul pus, te miști mai încet, mult mai încet, cam ca nu 6 de încet. Sunt ok cu nerf-ul ăsta atât timp cât fast zoom-urile sunt ok. În 1.6 fast zoom-ul era OP. Aici în CSGO fast zoom-ul nu e constant, o să vezi imediat. Parcă ce trebuie să mă aleg Tero, parcă pe harta asta da. O să vezi imediat de ce. O să ne luăm un AWP. Unu, vă rog. Mulțumesc. E o hartă interesantă pe care vedeți antrena pe mid. Jucam înainte, nu prea mai joc acum. Așa, bla 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 bla, da. Dăm play. Acum vom vedea despre ce am vorbit. Când pui ținta, te miști mai încet decât când nu ai ținta pusă. Ce schimba asta? De exemplu, cineva are AK-ul și e chiar acolo, se spune că e acolo. Și eu ce să ies așa, el deja m-a văzut, îmi vede umărul și deja trage. Când o să pun și ținta pe el în sfârșit, el deja trage 5 gloanțe. Deci încurajează pe cei care au arme să bată cu AWP-uri în primul rând. Ceea ce e ok, pentru că atunci când aveai AK, de exemplu, vs. AWP, era destul de greu uneori. Din poziții grele. Oh my fucking god, mă enervează asta. De asemenea, descurajează să fii agresiv cu AWP-ul. E ca și cum ar fi nerfat pe Kenny S, după cât am mai citit pe acolo.
poate știți când era pe Twitch meciuri, erau meciuri de la Valve, să zicem, când se uitau și ei pe Twitch, vedeau acolo Nerf Tecno, au zis bine, hai Tecno, și când mai dădea Kenny S Ace, scriau și ei în glumă, Nerf Kenny S, și au zis aia de la Valve, ăștia nu glumesc, mă, hai să facem și Nerf la Kenny S. Și chiar a făcut Nerf lui Kenny S, pentru că acum e mai greu să fii agresiv cu AVP-ul. Era un bug inițial, dacă nu m-a renervat toate hint-urile astea toate, era un bug inițial, nu puteai să te miști pe cât îl te mișcai mai repede. Și cu scout-ul încă cred că mai e acel bug, când te miști stânga dreapta cum merg eu acum, cu scout-ul prinzi o viteză mai mare decât în picioare. E foarte ciudat. Să vă arăt și harta puțin ca să nu... să nu stăm degeaba aici. Dar merge. Harta asta tătenează pentru mid, dar că nu s-au încărcat boți. A, da, merge. Hai să adăugăm câțiva boți și gata. E o hartă interesantă. Nu e extrem de folosoare, dar mai mă distram pe ea. Vedeți, învăț să țin ținta undeva acolo, dar tot nu i-am dat cap, ce bulan. Bă, cum ratez pe ea? Ce se întâmplă? Sunt două stiluri de a ține porțile, că tot am așa aici. Una, ții ținta aici și când vine, faci flick. Asta e stilul care joc eu de obicei. Alt stil, ții ținta direct pe porți și când crezi că e acolo, tragi și îl omori. Însă mi-e place să fac flick-ul ăsta pentru că îmi place să fac flick-uri și când vine, fac flick. I-am dat hit, dar n-am murit aparent. Și vedeți din nou flick, hit. Acum prin porți, e... prin porți nu prea nimeresc așa des, dar când fac flick-ul e mai bine. Aici cum a fi când ții scurtul, aici sunt deja fragurile ușoare. Și da. Nu! Mai am ceva de spus înainte de a încheia, era să și uit. Cum spuneam, nu sunt chiar ok cu acest update, nu mi se pare chiar normal. Însă, vedeți voi, atunci când nu poți să ieși după un perete, că știi ce e cineva acolo, și trebuie să ieși în viteză și poți să dai fast zoom, doar așa îl poți omorâ. Dacă ieși așa cum se ieșea înainte, nu ești mult mai încet, să-ți faci ceva de genul ăsta, deci cum fac eu acum, așa se face de obicei, dar în fine. Puțin strafe cu cutârlu, nu chiar strafe, dar știți, chestia asta, te las puțin jos cu cutârlu și îl vezi. Însă ar fi mult mai tare dacă aș putea da fast zoom-uri. Însă în CSGO, fast zoom-urile nu sunt constante ca în 1.6. Voi da primul fast zoom, voi trage așa. Și acum încolo voi da fast zoom, să vedem unde se duce glonțul. Bine, de la distanță mică e constant, vezi? Dar nici chiar de la distanță mică, uitați acum. Uitați fast zoom-ul ăsta. Acolo trebuie să ducă și... da, e puțin deasupra. Însă de la distanțe mari, hai să tragem un glonț cu ținta. Și acum să încercăm să dăm fast zoom acolo, da? Uitați cât de departe s-a dus. Din nou, e ținta acolo. Încercăm fast zoom. Acum am fost mai aproape. Fast zoom. Din nou, vedeți? Nu este la fel de constant ca în 1.6. În 1.6 dacă dai fast zoom, se ducea mereu unde ai... ca și mai trage cu ținta pusă direct. Însă în CSGO fast zoom nu e la fel de constant. Și eu zic că asta trebuie făcut mai bun. Fast zoom-ul. Mamă, leg. Uite, vedeți, acum am tras pe ăla și n-au luat hit. Și acum la fel. Fast zoom-ul e de vină. În fine, aici se încheie episodul. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Nu uitați să rămâneți și pentru bonusul numărul 2. Iar pe data viitoare, eu și acești boss minunați care stau cu fundul spre mine, nu știu ce vor. Vă urez tuturor o zi bună. Nu ia hit! Fail in 3, 2, 1. Oh Gott. Was war da schief gelaufen? Ich war noch nah genug dran.